η δεξιά σου. Binecuvintează suflete al meu pre Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritul te-ai foarte. Înțelepciune din epistola către Efesenia Sfântului Apostol Pavel. Citire. Să luăm aminte. Fraților, Dumnezeu bogat fiind de milă, pentru multa sa iubire cu care ne-a iubit pe noi, cei ce eram morți prin păcatele noastre, ne-a făcut împreună cu Hristos prin și împreună cu Iisus Hristos ne-a înviat, împreună ne-a așezat în ceruri, ca să arate în veacurile viitoare povârșitoarea bogăție a harului său, prin bunătatea ce a avut către noi, pentru Iisus Hristos. Deci în har sunteți mântuiți prin credință. Și aceasta nu de la voi, este darul lui Dumnezeu, nu din fapte.
ca să nu se laude nimeni. Pentru ca lui fătură suntem zidiți în Iisus Hristos spre fapte bune, pe care Dumnezeu le-a pregătit mai înainte. Cititorule, înalt preasfințite stăpâne, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului, pentru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Luca, să-ți dea ție cele ce binevestești cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu, Domnului nostru Iisus Hristos. Să-mi fie mie după cuvântul înalt preasfinției voastre, stăpâne. În înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și lui tău. Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca citire. În vremea aceea a venit Iisus cu corabia în ținutul Ghergesenilor, care este în fața Galilei. Și ieșind pe uscat, l-a întâmpinat un bărbat din cetate care avea demon și care de multe vreme nu mai putea purta haine pe el și în casă nu mai locuia, ci prin morminte. Văzându-l pe Iisus, a strigat, a căzut înaintea lui și cu glas mare a zis, ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, celui preanalt? Rogu-te, nu mă chinui, fiindcă poruncea Duhului necurat să iasă din om, pentru că de mulți
ani-l stăpâneam. Și era legat în lanțuri și nobezi păzindu-l, dar el, sfârmând legăturile, era dus de demon în pustie. Și l-a întrebat Iisus, zicând, care ți este numele? Iar el a zis, legiune, căci demonii mulți intraseră în el și le rugau să nu le poruncească să meargă în adânc. Și era acolo o turmă mare de porci care pășteau pe munete. Și l-au rugat să le îngăduie să intre în ei, iar el le-a îngăduit. Și ieșind demonii din om, au intrat în porci, iar turma s-a aruncat de pe țărm în lac și s-a înnecat. Iar păzitorii, văzând ce s-a întâmplat, au fugit și au vestit în cetate și prin sate. Atunci au ieșit locuitorii să vadă ce s-a întâmplat. Și au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră diavolii, îmbrăcat și întreg la minte, cezând de jos la picioarele lui Iisus și s-au înfricoșat. Iar cei ce văzuseră le-au spus cum a fost izbăvit demonizatul și l-a rugat pe el toată mulțimea din ținutul gherghesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinși de frică mare. Atunci el, intrând în corabie, s-a întors înapoi. Iar bărbatul din care ieșiseră demonii îl ruga să rămână cu el. Iisus însă i-a dat drumul zicând, întoarce-te la casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Și el a plecat, vestind în toată cetatea cât bine i-a făcut Dumnezeu. Pace ție, binevestitorule! Roho Santo.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Du-te și spune tuturor cât bine ți-a făcut ție Domnul. Înalt Preasfințite Părinte Arhiepiscop, Preasfinția voastră, Preacuvioase Părinte Arhimandrit, Prea puternici părinți, consilieri, protoierei și slujitori ai Sfântului Altar, iubite părinte Daniel, ctitor al acestui sfânt locaș, dremăritori creștini. Prin intermediul cuvintelor Sfântului Evanghelist Luca, am fost și noi părtași la una dintre nenumăratele minuni pe care Mântuitorul Hristos le-a săvârșit în timpul activității sale publice. Însoțit de ucenici și de mulțime de popor, propovăduia celor care îl ascultau despre împărăția lui Dumnezeu și întărea aceste cuvinte cu nenumărate minuni, semne ale negrăitei lui milostiviri. Și într-o zi, după cum am ascultat în Evanghelie, călătorind în ținutul Galilei foarte aproape de lacul Genizaretului, Mântuitorul Hristos a ajuns în ținutul Decapolei, adică, după cum și se traduce din limba greacă acest cuvânt, în locul celor 10 cetăți, dintre care 2 au fost amintite de Evanghelia de astăzi. În ținutul Gergesa și Gadara, acolo unde locuiau foarte puțini iudei sau deloc, în schimb erau mulți păgâni care nu cinsteau pe adevăratul Dumnezeu, erau închinători la idoli și nu împlineau prescripțiile legii. De aceea ei se ocupau și cu creșterea porcilor, ceea ce nu se întâmpla în Țara Sfântă, întrucât din vremea lui Moise, porcul era considerat un animal necurat, iar evreii nu aveau voie să consume carne de porc. Și pe când se apropia de aceste locuri, Mântuitorul a văzut un om îndrăcit, un om care era posedat de diavol și care aducea multă neliniște fraților lui, adică concitadinilor, consătenilor care locuiau aproape de el, întrucât locuia prin morminte, nu avea haină pe el, era deseori legat în obez cu lanțuri. Dar atunci când demonul sau demonii care erau înăuntru lui îi aduceau o stare de neliniște, el rupea aceste lanțuri și le dădea multă frică celor din preajmă. De aceea Mântuitorul Hristos s-a apropiat de el știind că demonii care erau înăuntru lui aveau să-l părăsească. De fapt, dremăritori creștini, Evanghelistul ne spune că în momentul în care Mântuitorul s-a apropiat de omul acesta demonizat, el, omul bolnav, dar și demonii dinăuntru lui s-au închinat înaintea Mântuitorului. Și s-au întrebat exegeții de unde această cinste acordată Mântuitorului. Și am să vă rog să vă aduceți aminte de o altă întâlnire dintre Mântuitorul Hristos și un demonizat în Capernaum, în sinagoga din Capernaum. Acolo când Mântuitorul le vorbea celor prezenți, demonul din omul posedat a strigat: Te cunosc pe tine, Iisuse, Sfântul lui Dumnezeu. Deci îl cunoștea de mult, întrucât înainte de căderea îngerilor, unul dintre ime, Mântuitorul Hristos, și îngerii s-au întâlnit, au stat față în față.
De aceea demonii, înainte de căderea lor, îl cinsteau pe unul din treime și pe toți, pe toate persoanele preasfintei treimi. De aceea i s-a închinat atunci când l-a văzut pe Mântuitorul în ținutul Gadara și Gergesa. Desigur că, știind ce aștepta și rugându-se ca să prelungească starea lor în oameni, așa cum s-a întâmplat de atâtea ori, demonii au cerut îngăduința ca să intre măcar în turma de porci aflată în apropiere. Și odată cu intrarea lor în porci, turma s-a aruncat de pe țărm în lac și s-a înnecat. Dremăritori creștini, sunt multe lucruri pe marginea cărora ar trebui să ne oprim astăzi. Ascultând această Evanghelie, în primul rând, va trebui să înțelegem că Mântuitorul Hristos a venit ca să-i mântuiască pe cei pierduți și să-i elibereze de sub puterea celui rău, a potrivnicului binelui, pe toți cei care cred în El. El avea să spună ucenicilor că este lumina lumii și îndemna pe toți să umble în lumină, să se ferească de întuneric, adică să nu se comporte ca fiii întunericului și ca slujitorii care, neascultând de Dumnezeu, căzuseră de demult din iubirea preamilostivului Dumnezeu. De aceea, Mântuitorul Hristos l-a eliberat pe acest demonizat. Iar textele paralele ne spun că au fost doi în același ținut, au mai fost și în Capernaum și în alte locuri, dorind să arate că El a venit ca lumea viață să aibă și din belșug să aibă. De aceea prezența Lui, fie că s-a întâmplat în ținutul Galilei, fie că se afla în locul celor 10 cetăți, fie că se afla la Ierusalim sau în alte locuri, vorbea despre această nemărginită milostivire a Lui revărsată față de toți cei care credeau în El. Învățăm, dremăritori creștini, din Evanghelia de astăzi că diavolul nu are putere decât îi oferim noi. De aceea ne și învață cuvintele Scripturii: stați împotriva diavolului și el va fugi de la voi. Pentru că el umblă răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită, adică pe cine să-l prindă în mreaja întinsă întotdeauna, cu foarte multă dibăcie, adică cu foarte multă pricepere. De asemenea, Evanghelia de astăzi ne învață că va exista întotdeauna o luptă între lumină și întuneric, între Fiul lui Dumnezeu, care este lumina lumii, și între toți cei care slujesc întunericului. Și, din nefericire, trebuie să spunem că astăzi sunt foarte mulți fii ai întunericului. Sunt foarte mulți oameni care preferă să lucreze cu puterea diavolului și nu se încred în lucrarea și în milostivirea lui Dumnezeu. Sunt foarte mulți oameni care spun asemenea celor din Evanghelia de astăzi: ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? De ce ai venit înainte de vreme ca să ne chinuiești? Deși ei știau că va veni o vreme când va trebui să răspundă pentru faptele lor. De asemenea, dremăritori creștini, Evanghelia de astăzi ne învață că în ținutul Gadara, oamenii l-au rugat pe Mântuitorul să plece din locul acela, din locul în care a plecat Mântuitorul Hristos, a rămas pustiu. Așa este și astăzi, foarte aproape de lacul Genizaretului, dincolo de Capernaum, care era considerată
cetatea Mântuitorului sau locul în care a locuit mai mulți ani, un loc pustiu. La Gadara nu mai sunt decât peșteri care vorbesc despre cuvintele Evangheliei. De unde Mântuitorul Hristos este alungat, viața și binecuvântarea Lui nu se mai întâlnește. Așa se întâmplă în societatea noastră și în alte locuri unde oamenii îl invită pe Mântuitorul să plece din școli, din instituții, din mijlocul tinerilor și este înlocuit cu alte ideologii. Este înlocuit cu alte învățături străine de cuvântul Evangheliei care îi trimit pe oameni în mijlocul întunericului. De asemenea, sunt foarte mulți care spun că nu trebuie să mai purtăm cruce la gât, că nu trebuie să ne mai închinăm cu semnul Sfintei Cruci înaintea începerii cursurilor, că nu este nevoie de rugăciune de binecuvântare la începutul anului sau la începutul fiecărei zile de școală, că nu mai este nevoie de biserică, că nu avem nevoie de biserici, ci de spitale, parcă invocând și dorind mai multe paturi de spitale ca să aibă ei unde ședea mai mult timp. De aceea noi preferăm biserica întemeiată de Mântuitorul Hristos în locul spitalelor, pentru că biserica este spațiul vindecării noastre. Este vitezda unde venim să ne curățim de neputințele sufletești mai întâi și de cele trupești. Niciodată un spital nu se va putea compara cu o biserică, pentru că în biserică găsim vindecarea sufletelor și a trupurilor și ne pregătim ca să dobândim veșnica împărăție a lui Dumnezeu. De aceea părinții bisericii ne recomandă să luptăm împotriva diavolului. Stați împotriva diavolului și el va fugi. El nu are putere decât atât cât îi oferim noi. Nimic mai mult. Celelalte sunt povești. Și de aceea biserica recomandă întotdeauna fiilor ei să nu alerge niciodată la prezicători, la vrăjitori, la oamenii care folosesc puterea celui rău, care se poate instala în sufletele oamenilor și poate despărți de Dumnezeu. Pentru că diavolul izolează, fragmentează, el îi desparte pe oameni de oameni, pe oameni de biserică și mai ales pe oameni de împărăția lui Dumnezeu. Va trebui întotdeauna să căutăm lucrarea lui Dumnezeu și puterea Lui, să cerem ajutorul îngerilor celor buni în locul diavolului, care pune tot mai mult stăpânire peste noi și peste lumea în care trăim. Dremuritori creștini, ziua de astăzi, atât de importantă pentru parohia în care ne aflăm, dar în general pentru ortodoxia din România, ne aduce aminte de cei care au luptat pentru biserică și pentru credința cea dremuritoare în Transilvania, acum două veacuri și mai bine. În veacul al XVIII-lea, când nori grei se abăteau asupra bisericii ortodoxe, când cele mai multe biserici din Transilvania, biserici ortodoxe, erau din lemn, întrucât nu li se îngăduia să zidească construcții mărețe din piatră, așa cum este biserica cea nouă de alături. Erau biserici de lemn care erau, puteau fi ușor incendiate sau dărâmate. Mai târziu, în orașele mari din Transilvania, doar în afara cetăților li s-a îngăduit românilor să zidească și câteva biserici de piatră.
Dar între cei care au apărat Ortodoxia se află și Sfinții mărturisiți astăzi, pomeniți în această zi, Sfinții Visarion, Sofronie și Oprea și cei dinpreună cu ei, care au avut curajul mărturisirii, știind că cine mărturisește pentru Mântuitorul și El va mărturisi înaintea Tatălui Său din ceruri. Și au ajuns chiar între zidurile unei temute temnițe, cea mai temută temniță a vremii, care se numea Kufstein, undeva în Tirol, în Austria. Și unii au murit mărturisind credința lor acolo. Alții au avut curajul să ceară audiență împărătesei de la Viena și dregătorilor ei. Mulți au așteptat zile și săptămâni la rând și n-au primit niciun răspuns la cererea lor. Dar au arătat că acest pământ a avut mulți mărturisitori pe care noi nu-i urmăm, din păcate, în vremea noastră. Dar această pomenire a Sfinților Apărători pentru Ortodoxie ne îndeamnă și pe noi la mai multă râvnă pentru apărarea credinței botezului nostru și a tradiției care vine de departe din istorie în acest pământ aflat în calea tuturor răutăților. De aceea este foarte inspirată așezarea acestei zile de sfințire a Bisericii, tocmai în ziua mărturisitorilor pentru Ortodoxie din Transilvania, a Sfinților Visarion, Sofronie și Oprea, care ne aduc aminte că avem datoria de a urma Mântuitorului Hristos și de a fi mărturisitori a iubirii Lui celei negrăite, de a fi și noi slujitorii Bisericii, dinpreună cu toți ceilalți fii ai ei, împreună lucrători în via Domnului. Am poposit de mai multe ori în această parohie, cu ani în urmă, în vremea când mă aflam la Iași, amintindu-mi de faptul că încă din urmă cu 35 de ani l-am întâlnit pe părintele dumneavoastră paroh. El a slujit mulți ani într-o biserică frumoasă, dar poate prea mică, și a dorit, așa cum dorește fiecare preot răvnitor, să ridice un nou altar Domnului. Adică să fie și el un ctitor, știind că atâta vreme cât va fi o biserică, vor fi pomeniți cei care s-au ostenit, au slujit și au intrat în acest sfânt locaș. De aceea fericiți sunt ctitorii care împodobesc Biserica lui Dumnezeu. Fericiți sunt cei care în fiecare zi de duminică și de sărbătoare vin la biserică, dorind să împlinească porunca Mântuitorului care a spus ucenicilor: aceasta să faceți într-o pomenirea mea, căci ori de câte ori veți mânca din această pâine și veți bea din acest potir, moartea mea veți vesti și învierea veți mărturisi până când eu voi veni. Și pentru că ne aflăm aici într-o zi de târnosire, de sfințirea unei biserici noi, am să vă spun cuvântul unuia dintre cunoscuții duhovnici pe care a avut România ultimilor ani, care era orb, nu avea vederea ochilor, dar avea o altfel de vedere, și care primea la spovedanie tineri, unii dintre ei care nu auziseră despre Dumnezeu, studenți, unii intelectuali, unii oameni cu pregătire și cu o poziție socială înaltă,
dar care nu făcea niciodată rabat de la învățătura bisericii. Părintele Arsenie, părintele Teofil spunea, între altele, eu îi primesc pe toți la spovedanie, pe cei care vor să se pocăiască, dar nu îi primesc niciodată pe cei care lipsesc de la biserică. Eu, pe cei care lipsesc de la biserică, cu păgânii îi număr. Un cuvânt greu, dar care ne arată că prezența la biserică și dragostea noastră față de Mântuitorul înseamnă, de fapt, călătoria pe un drum bun care duce către împărăția cerurilor. Un om, oricât ar fi de rău, oricât ar fi departe de Dumnezeu, dacă vine la biserică, dacă are lacrimi și dacă se căiește, se poate îndrepta. Altul, oricât ar fi de bun, dacă rămâne departe de biserică, se înstrăinează de Dumnezeu și rămâne într-o stare de autosuficiență care nu-i aduce nici o bucurie. Biserica este locul în care Mântuitorul Hristos ne așteaptă pentru a-și trimite binecuvântarea sa asupra celor care ajung la liturghie, a celor care îl caută, a celor care împlinesc cuvintele lui. Îi sunt recunoscător în al preasfințitului Ioachim pentru invitația și pentru bucuria de a fi prezent astăzi aici. Și cu îngăduința în al preasfinției sale și a preasfințitului Părinte Antonie, care a fost împreună cu mine și cu Părintele Daniel colegi la Facultatea de Teologie Dumitru Stăniloae din Iași, în urmă cu amar de vreme, împreună în numele celor doi erari, vreau să-l felicit din toată inima pe Părintele Daniel. Cred că se bucură după multă osteneală și numai Dumnezeu știe ce este în inima unui preot, în inima unui slujitor care se ostenește mult, care este înțeles sau mai puțin înțeles, care este urmat sau neascultat de către ucenicii lui, de către enoriaș. Dar îi spun părintelui Daniel că plata și bucuria lui este de la Domnul. El nu are nevoie de răsplată de la oameni. Dar, în mod tainic, îi va trimite Domnul permanent bucuria și binecuvântarea sa. Pentru că Dumnezeu nu rămâne niciodată nimănui dator. Îmi exprim bucuria slujirii în această zi și alături de alți părinți pe care îi cunosc de multă vreme, colegi, mai mari sau mai mici, unii dintre ei ostenitori aici în Arhiepiscopia Romanului, cum sunt cei doi protoierei de la Bacău și de la Moinești, sau ceilalți părinți pe care îi cunosc pe unii de multă vreme, și de care mă bucur, știind că bucuriile lor sunt bucuriile bisericii. Și în mod deosebit aș vrea să adresez un cuvânt de felicitare unui preot pe care îl cunosc de mai mulți ani și față de care am o aleasă prețuire, care a zidit și el o biserică la fel de frumoasă ca aceasta și care m-a invitat la sfințire, dar din binecuvântate pricini n-am putut fi atunci prezent în satul Goioasa. Este vorba despre Părintele Viorel Anăstăsoae, care m-a uimit de multe ori și cu râvna pentru cele sfinte, cu răbdarea și cu smerenia care șad atât de bine unui slujitor al bisericii. Și de asemenea, acești credincioși care într-o vreme nu foarte prietenoasă, au rămas aici, la liturghie, ascultând în liniște și dorind să se întâlnească
cu Mântuitorul Hristos. De aceea vă îndemn și eu, după cum ne-a îndemnat Evanghelia. Mergeți și spuneți tuturor cât bine ne-a făcut nouă Domnul. Amin. Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem... Doamne, miluiește! Doamna tu, Stăpânitorule, Dumnezeu al părinților noștri, ne rugăm, ți-i auzi-ne și ne miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare milă ta, rugăm-ne, ți-i auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitule părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru preasfințitule părintele nostru Antonie, episcop de Bălți, pentru preasfințitule părintele nostru Timotei Prahoveanul, episcop vicare al Arhiepiscopiei Bucureștilor, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, sur poporul nepretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, diacon, diacon, monahii, monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Pentru rugăciunile fericiții și pururea pomeniții ctitor ai sfântul locașului acestuia, și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, enoriaș și binefăcători ai sfântele cașului acestuia. Doamne, miluitorii și binefăcătorii Catedralei Mântuirii Neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Să ne dai nouă să stăm în vreo pași fără de un sânăr.
ce aduc daruri și fac binele sfânta și întru tot cinstită biserica aceasta. Pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte și așteaptă de la tine mare și multă milă. Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Domnului Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune! Asupra stăpânirea Ta, totdeauna fiind păzit, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni nici e legat cu poftă și cu desfătări, pe aici nu este vrednic să vină, să se apropie, să se slujească în Sfântul Împăratea Slavă. Deci a slujit ție, Sfântul Mare și Crucător, chiar pentru puterile cerești. Dar totuși, pentru că iubirea ta ne-a făcut ce ne merită și ne-a văzut că ne-a făcut că se împără de aici. Și a ne-a ajuns să ne-a făcut și a 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 ne-a
Și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spară de fără de legea mea și de păcatul meu mă prețește. Că fără de legea mea cunosc și păcatul meu înaintea mea este pur. Ție unii am reșit și rău răit am făcut așa încât dreptă și cuvintele tale și viitor când vei judeca tu. Că iată, când tu fără de lege m-a zămislit și în păcate mă născut, Maică mea. Că iată adevărul a iubit cel ne-arătat de cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat în mine. Stropi mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă vei arăta. Auzului meu vei da bucurie și veselie bucuroasă măluasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de lege mele șterge-te. Inima curată îți dește într-o mine Dumnezeule și Duhul dreptului și într-o cerindrole mele. Nu mă lepăda de la fața ta, Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuit ale cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale, cei necredincioși la trebuie să vă întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeu mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide, gura mea va veste lauda ta. Că de voi jertfă ți-aș fi dat, ardele totul le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înflântă și smerită, Dumnezeu nu vă urgisi. Fă bine, Doamne, tu bună voirea ta, Sionului, să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nostru și ardele de tot. Atunci vom pune pe altor două jertfă bineprimite. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi. Că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție noi, păcătoșii robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca milostiv și ne izbăvește-ne de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți sunt luminilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim într-o Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Dumnezeule milostivii nouă, păcătoșilor și al nostru, laude sale, să slăviți toate mâine sale. Ați iubit bunăvința casei sale și locul strășesc sale sale. Să nu întoarcă cel crincios rătul vostru, vă să florecă sânge viața voastră, mâine sfert regea. Dreapta lor sunt de daruri, chiar preția voastră, mâine odată sunt la. Să vă izbăvească Dumnezeu să vă înviască. Piciorul preției voastre s-a îndreptat în biserică și veți binecuvânta. Totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o mulțime preția voastră.
Drept măritorilor creștini să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție sa. Arhieria voastră să pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție sa. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, al Moldovei și Bucovinei, împreună cu preasfințitul Antonie, episcop de Bălți, și preasfințitul Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, împreună cu toți erarhii Sfântului Sinod al Bisericii noastre Ortodoxe, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Penal preasfințitul Părintele nostru Iachim, Arhiepiscopul Roman și al Bacăului, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe bineșorul popor român de pretutindeni, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașe și ai satelor, pe Iubitoare Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei care au zis aceste cinstite dar și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, pe fiecare după al său nume, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Pe adormiți într-o fericire, patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Iustinian, Iustin și Teoptist, cu neamul lor cel adormit, și pe arhipăstorii eparhiei Romanului și Bacăului, Macarie, Lucian, Partenie și Eftimie, cu neamul lor cel adormit să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiții și pururea pomeniți ctitorii acestui sfânt locaș, pe alți ctitori, miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiți într-o adormire eroii, ostașii și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe adormiții, pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe toți credincioșii acestei parohii adormiți într-o Domnul, pe cei care odihnesc împrejurul acestui sfânt locaș, pe cei ce am pomenit la acest sfânt jertfelnic și pe adormiții robii lui Dumnezeu, arhierei Hristodulos,
Antonie, Antonie, Gerasim, Bartolomeu, Adrian, Eftimie și Justinian, Cleop, Arhimandritul, Mitrofan, Arhimandritul, Partene, Arhimandritul, Victorin, Arhimandritul, Benedict, Arhimandritul, Paisie, Roschimonahul, Nifon, Arsenie, Veniamin și Petroniu, Protosingheli, Gheorghe, Preotul, Ilie, Preotul, Modest, Preotul, Haralambie, Preotul, Vasile, Preotul, Anibal, Preotul, Sebastian, Arhidiaconul, Ioan, Arhidiaconul, și adormiții rovii lui Dumnezeu, Dumitru și Margioala, Alexie și Stela, Nicolae și Anica cu neamul lor cel adormit, Dumitru cu neamul lui cel adormit, Gheorghe, Maranda, Ștefan, Maranda, Vasile, Alexandru, Gheorghe, Elena, Ion, Gheorghe, Catrina, Maria, Sevastița și Elena, Miron cu neamul lui cel adormit, Dănuț și Irina, și pe toți cei pe care îi purtăm în cugetele noastre, fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe voi, pe toți dreptmăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Subsemnatul diacon Bogdan Ionuț Todirașc, chemat la hirotonia într-un preot pe seama parohiei Oțelești, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, din localitatea Oțelești, protocopiatul Bacău, județul Bacău. Mărturisesc înaintea lui Dumnezeu și a chiriacului meu, înalt preasfințitul Părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, că voi împlini cu râvnă tot ceea ce este spre binele și mântuirea credincioșilor, încredințați mie spre păstorire. În toată viața mea mă voi călăuzi după învățăturile Sfintei Evangheliei, ale Sfinților Apostoli, după Sfintele Canoane și în învățăturile Sfinților Părinți ai Bisericii Ortodoxe. Mă voi strădui să împlinesc în viața și activitatea mea îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care cere ca preotul să fie fără de prihană, bărbat al unei singure femei, veghetor, înțelept, cuvincios, iubitor de străini, destoinic să învețe pe alții,
nebețiv, nedeprins să bată, neagonisitor de câștig urât, ci blând, pașnic, neiubitor de argint, binechivernisind casa lui, având copii ascultători, cu toată buna cuviință. Căci dacă nu știe cineva să-și rânduiască propria lui casă, cum va purta grijă de biserica lui Dumnezeu. Voi purta totdeauna cu demnitate ținuta preoțească și voi locui împreună cu familia mea în parohia încredințată mie spre păstorire, păstrând și sporând toate bunurile parohiei. Mă voi ocupa cu activități contrare chemării preoțești și nu mă voi face părtaș la adunări și lucrări potrivnice bisericii. Prin întreaga mea slujire învățătorească, sfințitoare și pastorală, precum și prin armonia vieții de familie, mă voi strădui să apăr Sfânta Biserică, păzind-o de defăimare și de dezbinare, stând permanent în ascultare față de chiriarhul meu și în comuniune cu întreaga Biserică Ortodoxă. Mărturisesc de asemenea că voi fi întru totul supus și fidel chiriarhului meu, în altrea Sfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului și succesorilor săi în scaunul chiriarhal. Voi respecta statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, celelalte legiuiri bisericești, hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ale organismelor eparhiale, deliberative și executive. În caz contrar, voi suporta consecințele canonice, statutare și regulamentare bisericii, ce decurg din nerespectarea în viața și activitatea mea a prevederilor acestei mărturisiri. Așa să-mi ajute Dumnezeu în toată viața și lucrarea mea preoțească. Poruncește! Porunci! Porunciți înalt, preasfințite stăpâne, spre robul lui Dumnezeu, diaconul Bogdan Ionuț, ce vi se aduce înainte spre a fi hirotonit preot, pe seama parohia adormirea Maicii Domnului Oțelești, protopopiatul Bacău în județul Bacău. Sfinților mucenici care vine o să voriți și vă sunt bunună, rugați-vă Răsăritul este în lume.
să luăm aminte. Dumnezeiescul har, cerce totdeauna pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsă le împlinește, rânduiește pe prea cu cernicul diacon Bogdan Ionut împreună. Să ne rugăm dar pentru aceasta, ca să vină peste el harul întru tot Sfântului Duh. Domnului să ne rugăm! Dumnezeule, cel fără de început și fără de sfârșit, cel ce ești mai presus decât toată făptura, cel ce ai cinstit cu numirea de preot pe cei ce ai învrednicit a sluji, cu sfințenie în treapta aceasta cuvântul adevărului tău, însuși stăpâne al tuturor și pe acesta pe care ai binevoit a se rânui prin mine, binevoiește să primească acest mare har al Sfântului tău Duh într-o viață curată și credință nestrămutată. Arată al desăvârșit prov al tău, bineplăcându-ți întru toate și având purtare vrednică de această mare cinstire preoțească, dăruită lui puterea ta cea mai înainte știutoare, că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vece vecelor. În pace Domnului să ne rugăm! Pentru pacea de sus, pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Pentru un alt preasfințitul, pentru preasfințitul Părintele nostru, Antonie, pentru arhieria, apărarea, îndelungă petrecerea, pacea, sănătatea, mântuirea și pentru lucrul mâinilor lui Domnului să ne rugăm! Pentru robul lui Dumnezeu, diaconul Bogdan Ionuț, care acum se prohirisește preot, și pentru mântuirea lui Domnului să ne rugăm! Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, amărită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim! Prea sfântă, născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm! Dumnezeul cel mare în putere și înurmat în pricepere, cel minunat într-o sfaturi mai presus decât fiii oamenilor însuși, Doamne, și pe acesta pe care ai binuit a intra în dreapta preoției, umple-l de darul Sfântului Tău Duh, ca să se facă predica asta fără prihană înaintea jertfelnicului Tău, a provăduit Evanghelia Împărinției Tale, a lucra cu sfințenii cuvântul adevărului Tău, a aduce ție daruri și jertfe duhovnicești, a înrăi pe poporul tău prin baia nașterii de a doua, ca și el împlinind la a doua venire marele Dumnezeu și Mântuitorul Iisus Hristos, omul născutului tău, și să primească într-o mulțime mânătății tale frata bunei chivernisiri a treptei sale, că s-a binecuvântat și s-a preamărit într-o tot ce situl și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domne, miluiește! Domne, miluiește! Doamne, miluiește! Domne, miluiește! Domne, miluiește! Domne, miluiește! Vrednic este! Vrednic este! Axios. 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 Dignus est. Dignus est. Dignus est. Dignus est. Dignus est.
Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este. Axios, axios, axios. Toți sfinții pomenindu-i iarăși și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei care cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți din tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Da, Doamne! În îngerul de pace, credincios, îndreptător, păzitor ale sufletelor și ale trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Greșelile noastre de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și trupurilor noastre de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință o să vârșim, de la Domnul să cerem. Fără durere neînfruntate de pace și răspuns bun la fricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere. Preasfânta, curata, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, toți sfinții să o pomeni. Sfântă născătoare Dumnezeu,
unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Care ești binecuvântat împreună cu prea sfântul și bunul de viață, Slugătorul Todu, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și lui. Să ne iubim unii prea să mărturisim. Treimea cea de o ființă și de desfățit. Dragostea lui Dumnezeu Tatăl
și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Și cu toți.
de mormânt, de toate și pentru toate. Pe tine te rugăm, tine te binecuvântăm, ție să nu cânti. Cinstitul cu Hristosul în care, iar ceea ce este împotrivul acesta, cinstitul de Hristosul în care. Slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria. Pe nu Sfântul Ioan, pe locul Și mai ca Dumnezeu,
preafericit părintele nostru Daniel, patriarhul României, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan al Moldovei și Bucovinei, pe preasfințitul episcopul nostru Antonie de Băr, pe preasfințitul părintele nostru Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, pe care dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, cinstit, sănătoși, îndelungați în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. A slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Să fie mar Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți. Poruncește, Poruncite preasfințite stăpâne spre robul lui Dumnezeu, ipodiaconul Liviu Petronel, ce vi se aduce înainte spre a fi hirotonit diacon, pe seama parochiei Sfântul Nicolae Dâncenii, protopopiatul s-a ascult, județul Bacău. Spuneți-lor, moșenici, care mine v-ați nevoit și v-ați încolonat, jurați-vă Domnului să se miluia. Cel ce totdeauna pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsă le împlinește,
prohirisește pe preacucernicul ipodiacon Liviu Petronel în diacon. Să ne rugăm dar pentru acesta ca să vină peste el harul întru tot Sfântului Duh. Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeu nostru, Cel ce cu a Ta mai înainte negrăită știință, ai trimis darul Sfântului Tău Duh peste cei care s-au rânduit de puterea Ta cea neurmată a fii liturghisitor și a slujit prea curatelor Tale taine. Însu, Stăpâne, și pe robul Tău acesta, Liviu Petronel, care bine ai voit a se rândui prin mine în slujirea diaconiei, păzește-l în toată sfințenia, având taina credinței în cuget curat. Dăruiește-i harul pe care l-ai dăruit lui Ștefan, întâiul tău mucenic, pe care l-ai și chemat cel din tâi la lucrarea diaconiei și îl învrednicește după ta bună plăcere. Ai economisit treapta cea dăruită lui de-a ta bunătate, pentru că cei ce bine slujesc, bună cinstire și agonisesc. Și-l arată pe el desăvârșit slujitor al tău, ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru preasfințitul părintele nostru Timotei Prahoveanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Bucureștilor, pentru arhieria, apărarea, îndelunga petrecere, pacea, sănătatea și mântuirea lor și pentru lucrul mâinilor lor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru robul lui Dumnezeu, Liviu Petronel, care acum se prohirisește diacon și pentru mântuirea lui, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca iubitorul de oameni Dumnezeu să dăruiască lui diaconie curată și neprihănită, Domnului, să ne rugăm. Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria cu toți sfinții pomenindu-o. Miluiește-ne pre noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Dumnezeule, Mântuitorul nostru, Cel ce cu nestricăciosul Tău grai ai dat apostolilor legea diaconiei și pentruiul mucenic Ștefan ai arătat a fi unul dintre ei și pe dânsul l-ai chemat a împlinit slujba diaconiei. Precum este scris în Sfânta Ta Evanghelie, Cel ce voiește să fie întâi între voi, să fie vouă slujitor. Tu, Stăpâne al tuturor și pe robul Tău acesta, Liviu Petronel, pe care l-ai învrednicit a intra în slujba diaconiei, umplu de toată credința, dragostea, puterea și sfințenia, prin venirea Sfântului și de viață, Făcătorului Tău Duh asupra Lui. Căci nu prin punerea mâinilor mele peste dânsul, ci prin trimiterea îndurărilor Tale celor multe, se dă celor vrednici ai Tăi harul. Pentru ca și El, în afară de orice păcat, să înfățișeze curat în ziua cea înfricoșătoare a judecății Tale și să primească nemincinoasă răsplata făgăduinței Tale. Că Tu ești Dumnezeu nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domne, miluiește! Vă
Vrednic este. Vrednic este. Axios. 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 Dignus est. Dignus est. Dignus est. Pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. De cei ce cu credință locuiesc în trânsele. Aduți aminte, Doamne, de cei ce ai iubitorul de oameni, Dumnezeu nostru, cel care le-a primit pe dânsele Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă, să ne trimită și nouă Dumnezeescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Toți milele tale bogate. Ție, Stăpâne, iubitorul de oameni, îți încredințăm toată viața și nădejdea noastră. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdie și nevoia, apărăm, cuiește, miluiește, cucerește-le și trecutătorile tale taine, aceste sfinte și după ce șumește, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșirilor, spre părtășia cu Sfântul Tău Duh, spre moșirea Părăției Cerurilor, puritatea credinței și părtășirea Sfântului Duh cerând, pe noi înșine și unii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Cei care și-au plecat capetele înaintea ta, că nu le-au plecat trupului și sângelui, ci ție înfricoșătorului Dumnezeu. Tu de stăpâne pe cei ce stau înaintea noastră tuturor spre bine tot meșterul. După trebuința de usul cine plinicește pe noi, stăpâne, fără de o sânză, să putem a te chema pe tine, Tată, Dumnezeu cel ceresc și să zice. Cel ce-și lucrul sufletelor și al trupului noastre. Sfințească-se numele Tău. Ia aminte, Doamne, Iisuse Hristos, Dumnezeu Dumnezeu. Din Sfântul Tău locaș, din slavă înfățântare, și vreau ce să ne spase, și cel ce-i Iisus, și ne vrădnicește prin mâna pe cei de care se dă prea curatul Tău și scumpul Tău să zici și noi la toți poporul Tău. La Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Domnului Tău. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea
și în vecii vecilor. Amin. Să thank you.
stângă și un pic mai depărtat. Ia, ai obținut ceva? Ai obținut ceva? Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel ceresc, am aflat credința cea adevărată, de despărțite sfinte trăim, închidându-te. Totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Drept primind dumnezeieștile, sfintele preacurate, cele preacuratele, cereștile, nemuritoarele, și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Doamne, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace să știi. Pentru numele Domnului. Domnului să ne rugăm. Pe cei care te binecuvintează, Doamne, și sfințești, pe cei ce nădăjduiesc cu Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine, Tace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată dar acea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și pe de-a vrea. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și pe de-a să ne rugăm. Doamne,
Domnului să fie peste voi toți, cu al său har, cu al său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Preasfințite Părinte, binecuvinte-o! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Împărați și întocmai cu apostolii cinstiți Constantin și Elena, ale Sfinților Mărturisitori pentru Ortodoxie, Visarion, Sofronie și Oprea, ale Sfântului Cuviosului Părintelui nostru Daniel Sihastru, oprotitorii acestui nou sfânt locaș, ale Sfântului Ierar Nicolae, arhiepiscopul Milelor Vichiei, făcătorul de minuni, ale celui dintre sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie am săvârșit, ale Sfântului Cuvios Ilarion cel Mare, ale Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, ale Sfintei Preacuvioase și Mult Milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Cuviosului Părintelui nostru Dimitrie cel Nou, Făcătorul de Minuni, ale Sfinților Drepților, Dumnezeieștilor Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Drămăritori creștini, acum la finalul Sfintei Liturghii, ne exprim bucuria slujirii aici, în această parohie, ocrotită de Sfântul Ierar Nicolae și de noi Sfinți protectori ai Bisericii care a fost astăzi dănosită, Sfinți Împărați Constantin și Elena, Sfinții Mărturisitori pentru Ortodoxie și Sfântul Cuvios Daniel Sihastru, aflați toți sub acoperământul Preacuratei Născătoare de Dumnezeu. Așa cum am spus și în cuvântul de după lectura Sfintei Evangheliei, îi mulțumesc în mod deosebit în al preasfințitului arhiepiscop Ioachim pentru faptul că a îngăduit ca alături de înalt preasfinția sa să slujim și noi la această sfântă și dumnezeiască liturghie. Este de fapt o bucurie să revin aici, amintindu-mi de faptul că cu mulți ani în urmă, în vremea când și eu și înalt preasfințitul eram slujitor la Catedrala Metropolitană din Iași, auzeam adeseori vorbindu-se despre această eparhie, întrucât nu doar înalt preasfințitul Ioachim, pe atunci arhidiacon, ci mai ales marele eclesiarh al Catedralei Metropolitane din Iași, de la acea vreme, arhimandritul Partenie a Petrei își aveau o vârf și ea în aceste locuri. Și vorbeau des despre romani,
despre ierarhii care s-au perindat pe aici, despre episcopul de atunci, Eftimie, amintindu-și unul de istorica mănăstire a giurgenilor, iar celălalt de un sat care a dat monahismului românesc zeci de călugări, dintre care câțiva cu viață sfântă, care într-o zi ar putea urca în calendarul bisericii. Deci eram familiarizat cu zona Stănița, dar și cu zona Giurgeni, mănăstirea de la Giurgeni și icoana celei prea curate, ocrotitoare acestei mănăstiri de unde provenea arhimandritul Partenie. De aceea, deseori, în discuții oficiale sau neoficiale, cu diferite prilejuri, îi amintesc în al preasfințitului de zilele de demult, din vremea aceea, când ne bucuram, când eram tineri și când biserica nu trecea prin aceleași zile de încercare, așa cum se află astăzi. De aceea îi mulțumesc în mod deosebit în al preasfințitului. Și așa cum i-am spus la ziua Hilotoniei într-o arhiereu, în urmă cu 18 ani, îi spun și acum, pentru că atunci Mitropolitul Moldovei m-a rugat să-i spun câteva cuvinte noului hirotonit arhiereu al Romanului. Și spun și acum că se bucură împreună cu toți cei care sunt de față, dar mai ales se bucură din satul său natal, mama care nu s-a bucurat să-l vadă în această slujire. Și toți cei care din satul Stănița s-au rugat mult, unii dintre ei, cum vă spuneam, călugări pilduitori și călugărițe cu râvnă sfântă. Și pentru că Preasfințitul Antonie este de față la invitația părintelui nostru coleg, am să vă spun că eu, fiind coleg, de an cu părintele Daniel, ne-am bucurat.